Investițiile în infrastructura sistemului de sănătate sunt prioritare pentru conducerea Consiliului Județean. Astfel, la bilanțul realizărilor din anul 2017, reabilitarea și utilarea spitalului de la Pârscov a fost enumerată printre reușite. În luna ianuarie o să dăm drumul la secția exterioară Pârscova, spitalului județean. Suntem pe ultimii pași acolo. Clădirea a fost reabilitată, utilată cu aparatură nouă medicală. Sunt medici. Acum există concursul de asistente medicale și începând cu luna ianuarie, undeva la jumătate, secția exterioară Pârscova, spitalului județean Buzău va funcționa. Un alt obiectiv important pentru sistemul sanitar urmează să fie reabilitat anul viitor. Este vorba despre unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean, unde vor fi realizate lucrări de extindere cu fonduri proprii ale Consiliului Județean și din bani europeni. Apropo de infrastructura în sănătate, iar este un lucru benefic, zic eu, reabilitarea unității de primiri urgențe a Spitalului Județean. Acolo cred că este călcăiul lui Ahile, mai în toate spitalele județene de urgențe. Această unitate de primiri urgențe va fi reabilitată cu fonduri europene. Valoarea fondurilor europene este de 1.500.000 de euro. Proiectul are o valoare mai mare. Noi vom pune din fonduri proprii aproximativ încă 1.500.000 de euro din fondurile proprii ale Consiliului Județean și vom reuși să facem această extindere și reabilitare. Ce înseamnă extindere și reabilitare? Chiar și aparatura, vom aduce aparatură ultramodernă. Extinderea se va realiza pe o suprafață de 1.000 de metri pătrați, ceea ce înseamnă o construcție nouă ce va fi legată de actuala secție printr-un culoar de acces. Astfel, după finalizarea lucrărilor, accesul la unitatea de primiri urgențe și trierea pacienților nu va mai fi o corvoadă nici pentru pacienți și nici pentru personalul medical.